Zice că Maica Domnului a auzit cât de smerită era. Păi Maica Domnului postea și se ruga și o fără femeie smerită, în cuget, în privire, în toate. Se gândea așa, Doamne, dacă m-ai învrednici, măcar o dată să o spăl pe fecioara asta, pe fecioara. Măcar o dată. Se gândea Maica Domnului că gândea chiar despre ea. Ce gândire smerită! Și astăzi am dus în cuvânt acolo la noi, la mănăstire, ori o fi spalat-o cineva pe picioare, pe micuța Domnului, o fi gândit altcineva. Să vie, să spere măcar o dată, da. Zic, nu știu dacă o fi făcut cineva, dar de bajocorit-o, bajocorit-o. Și pe Domnul Hristos și pe Maica Domnului. Că în momentul când ducea crucea pe Via Dolorosa, uite tu, pe cine ai crescut? Uite, tâlharul, banditul, uite, scuipau acolo, asupra lui. Să nu vă, să n-audă urechile dumneavoastră, ci i-au auzit urechile Maicii Domnului atunci. Vedeți? Și zice profetul acolo că prin sufletul ei, sunt Simeon, bătrânul, prin sfânt sufletul tău va trece sabie. Asta e sabia care a trecut prin inima și prin sufletul Maicii Domnului. Ea nu a avut durere la naștere, pentru că nu a avut plăcere, nu a avut poftă bărbătească niciodată. De-aia nici nu a avut durere. Că de acolo vine durerea, din poftă, din păcat. Din poftă și din păcat vine durerea. Așa, Maica Domnului nu a avut poftă, nici păcat și nu a avut durere la naștere. În schimb, a avut durere la răstignire. Atunci când v-a văzut cum îl bajocorește atâta lume pe Domnul Hristos, închipuiți-vă că ea era mama lui și știa că e Dumnezeu. Știa că e fără de păcat. Și când a auzit că ce face lumea și cum îl bajocorește și cum îl scuipă, gândiți-vă dumneavoastră ce mult a suferit Maica Domnului. Ia gândiți-vă dumneavoastră de câte ori vă veți ruga, de câte ori o veți chema în rugăciune, sau aveți o durere sau o suferință. Domnul Hristos nu știe ce-i durerea? Păi El știe. S-a suferit pe cruce. Maica Domnului nu știe ce-i durerea? Ba da. Sfinții lui Dumnezeu, mari trăitori, că sunt unii dintre sfinți care au avut pe corpul lor, au purtat chiar rănile Domnului Hristos din cauza sfințenii lor și a trăirii lor curate, le-au părut stigmate, de știi, și pe la cap le-au curs sânge și la mâini și la picioare. Pentru că au trăit și au trăit Domnul Hristos. Ei, acolo ne cheamă Domnul Hristos. Vedeți? Să vedem ce-a suferit El. Și până când va suferi lumea? Până când va suferi orice om? Până va înțelege cât a suferit Domnul Hristos pentru El. Un singur lucru, că asta auzam de la părinții bătrâni pe acolo de la mănăstire. Zice că în momentul orice om, când iese sufletul, ajunge în fața Domnului Hristos. Și Domnul îi arată palmele, îi arată capul, coasta și picioarele și curge sânge, că de atunci, de 2000 de ani, sângele curge continuu, nu înceta. Pentru că auzând la Sfânta Liturghie, cum strigă preoții în Sfânta Liturghie, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Iertarea păcatelor, vedeți? Deci rănile lui, el se jertfește continuu. Vezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, alege cele noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor, deci el curge. Și orice suflet când se duce în fața Domnului Hristos, îi arată mâinile, picioarele, coasta. Și uite ce am suferit eu pentru tine. Uite ce am făcut eu pentru tine. Tu ce ai făcut pentru tine? Și gândiți-vă numai dumneavoastră, cum ne zice noi cu câte patim și păcate. Astăzi, ieri, că a fost duminică, sărbătorim pe Sfântul Grigorie. Păi știți cum s-a rugat Sfântul Grigorie, Maicii Domnului? Maica Domnului, alungă întunericul din mine și din mintea mea. Auziți, ce-i întunericul ăla din mine sau din mintea mea? Păcatele, patim. Răutățile, gândurile murdare. Deci Maica Domnului alungă întunericul din mine.
ce frumos să roagă Sfință. Sau, ia gândiți-vă dumneavoastră, de ce Sfință nu mai ajung la judecată? Pentru că ei sunt conștienți de patimile și de păcatele care trebuie să lupte și s-au judecat pe ei aspru în lumea asta și s-au canonisit pe ei, aici, pe pământ, au făcut tamii, au făcut închinăciuni. Păi eu am trăit la o mănăstire acolo la Sâmbăta, unde era un părinte care făcea câte 2000 de metani pe zi. 2000 de metani făcea pe zi. Ce credeți, că era nebun? Nu, era un om plin de râzină și de credință. Și a murit părintele. S-au dus cu cele 2000 de metani după el, vă spun eu. Vedeți, adică omul se duce și cu faptele bune și cu faptele rele. Ei, zic eu așa, să iubim mult pe Maica Domnului, că ne știe durerile. În cer, Maica Domnului, împărăteasa cerului, dacă noi zicem împărate ceresc, mângâitorului, Duhul adevărului, dacă este un împărat ceresc, este și o împărăteasă cerească. Adică mama împăratului, nu-i așa, e singura femeie de pe fața pământului care îi se adresează Domnului Hristos cu Fiul meu și Dumnezeul meu. Singura care poate să spune lucrul acesta. Gândiți-vă dumneavoastră cât de mult o iubește Domnul Hristos. Zice la Paraclis, numai un semn de îi face. Și gândiți dumneavoastră, care e semnul care îl face Maica Domnului, Domnului Hristos? Curăția inimii ei, a sufletului ei. Numai așa se uită frumos. Cu curăția ei, cu gingășia ei, cu frumusețea ei. Numai așa se uită frumos și uitați-vă la nunta din Cana Galilei, ce frumos! Că zic că acolo nu mai au vin. Și vine Maica Domnului și spune, zice, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie? Și Maica Domnului zice, poate singura învățătură pe care o lasă Maica Domnului. Auziți-mă ce frumos! Ce să faceți tot ce vă va spune El. Asta e învățătura Maicii Domnului. Adică nu e învățătura ei, e învățătura Fiului ei și a Dumnezeului meu. Să faceți ce vă va spune El. Și imediat, aduceți, vă aduceți 6 vase, le umple până sus, face curge pe El, le vine cu dimineața și dă și face minunea. Nici nu există să se uite, să zică ceva Maica Domnului să nu împlinească Domnul Hristos. Da, sigur că sunt unii care nu cred. Au alte credințe care ei nu cred în Maica Domnului, treaba lor. Noi credem în Maica Domnului. Maica Domnului e mama Domnului Hristos. Nu poți să mă cinstești pe mine și pe mama mea să o hulești. Nu se poate. Este. Sau nu se poate să ai încredere multă în mine și în mama mea să o facem toate felurile. Cum fac unele credințe, în toate felurile o fac pe Maica Domnului. Treaba lor. Vă răspunde înaintea lui Dumnezeu. Cum răspund eu? Răspunde o și cine. Fiecare își ia crucea vieții lui și va răspunde. Aveți grijă că pentru orice cuvânt care îți iese pe gure, vei da seama înaintea lui Dumnezeu. Ca preot. Deci când vin la biserică, eu îi mai acolo, noi la mănăstire, îi miluiesc pe aici, pe la gură. Probabil că o să vă miluiesc și astăzi. Și o să vă dau de aici, că îi zic poarta raiului. Așa îi zic eu aici. Poarta raiului. Deci, omul când se roagă, când binecuvintează, când scoate cuvinte frumoase, când mângâie pe cei bolnavi, când aduce multă, multă mângâiere. Iată poarta raiului, uite aici. O purtăm cu noi, nu-i departe. Zice că raiul e chiar în voi. Nu-i așa? Dacă noi ne spovedim și ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Hristos, păi raiul e chiar în noi. Și pe unde intră? Pe poarta raiului. Nu pe aici intră Hristos. Așa. Și să vă cei care mâncă carne vinerea, miercurea, cei care... Așa. Nu-i mai poarta raiului. Că poarta raiului nu poți să zici că e... Chiar și așa, și intră, n-ai cum. Că până la urmă declarăm război. Știi? Declar război patimilor și păcatelor și atunci dai drumul virtuților în tine.
Și facem un război de ăsta lăuntric. Așa, războiul nevăzut se cheamă. Și atunci, să vă bucurați când sunteți în război cu duhurile necurate și cu patimile din tine. Zice și apostolul Pavel, zice, care patimile de odinioară care mă îndulceau, acum să luptă cu mine. Și noi am cântat și aseară la mănăstire, la sărbătoarea Maicii Domnului, din tinerețele mele, multe patim să luptă cu mine. Deci din tinerețele noastre avem multe patim și păcate asupra noastră și trebuie numai recunoscute. Nu-i mare filozofie. Eu le spui la oameni așa când se duc la spovedanie, acolo în trei stări. Deci trebuie să te hotărăști să te duci, în prima stare. Du-te la spovedit și recunoște-ți păcatul. Asta e prima stare care trebuie să faci. A doua, recunoște-ți păcatul acolo. Știi? Du-te, pe prima dată trebuie să te duci, pe urmă recunoaște păcatul. Și a treia biruiește. Că dacă nu, spovedania e incompletă. De-aia de câte ori noi mai venim de la spovedanie și încă timpul păcatele și păcatele. Fac și eu că ăla, de câte ori făceam, că mama ne zicea când făceam câte o trăznaie, zice, mă copile, parcă nu te-o boteza bine popa. Zice, parcă nu eram bine botezat, că mai făceam câte ceva. Așa să zicem și noi acum, de câte ori ne spovedim și vedem că mai vin patimile și păcatele pe noi, să țineți minte, parcă nu te-ai spovedit bine. Parcă mai ai ceva de zis, nu-i așa? Parcă mai avem ceva de făcut. Și atunci, de câte ori vei recunoaște starea asta a ta de păcătoșenie, Dumnezeu va vărsa harul peste tine. Da. Și asta au făcut sfinții, mari trăitori. Niciodată să n-aveți în vocabularul dumneavoastră, n-am păcat. E mare greșeală. Sfântul Ioan Evanghelistul zice, de vezi zice că păcat n-aveți, sunteți mincinoși. Tot omul e mincinos de pe fața Pământului. Dar chiar să zici că n-ai păcat, apoi ești chiar mincinos, mare. Și atunci nu vă faceți mincinoși înaintea lui Dumnezeu, ci fă-te un om corect. Am păcate, cum să n-am păcate? Și atunci, sigur că trebuie spovedite. Undeva, Sfânt Fericitul Ieronim, că chiar am fost pe locurile sfinte și am văzut biserica Fericitului acolo, mi-am adus aminte acolo de pățania Fericitului Ieronim, că s-a dus să traducă Scriptura. Și în momentul când traducea din ebraică acolo în latină, Septuaginta se cheamă, era pe locul acolo unde Domnul Hristos s-a dus, acolo, Betleem, peste toate locurile unde Domnul Hristos s-a patimit. Când au ajuns la Betleem, acolo au căzut în vedenie. Și au văzut nașterea Domnului, exact cum scrie în Scriptură. Au văzut cum vin îngerii de sus. Cum cântau slavă între cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bună băire. Au văzut cum au venit ciobănașii, cu mieluțul. S-au închinat și au dat dar mieluț acolo. Au văzut pe cei trei crai de la răsărit, cum s-au închinat pe rând fiecare. I-au dat aur, smirnă și tămâie. Și Fericitul s-a uitat așa și a zis, Doamne, toată lumea, toți îți dau câte ceva, și îngerii. Și cerul îți dă steaua, luminează, toți îți fac daruri. Eu sunt călugăr, călugărul știți că depune votul sărăciei. Eu sunt călugăr, ce să-ți dau? N-am ce să-ți dau. Și Mântuitorul așa micuț se scoală acolo de pe pătruț și zice, Ieronim, ai și tu să-mi dai ceva ce nu am eu. Doamne, zice, dar ce să am eu și să n-ai pe Dumnezeu? Zice, tu ai păcate, eu n-am păcate. Și am venit să-mi dai păcatele, ca să te poți mântui. Vedeți, ăsta-i cadou care îl dăm noi, oamenii Domnului Hristos. De asta au venit pe pământ, să-i dăm păcatele noastre. Nu vă sfiiți. Nu vă sfiiți să faceți lucrul acesta și pentru că țineți minte când de câte ori vă veți duce la preot, vă veți mărturisi înaintea lui Hristos. Și vreau să vă mai zic o pățanie cu mine la mănăstire, acolo la mănăstirea asta.
părintele în ultima perioadă a vieții Sfinției sale, era bolnav. Și de câte ori ne mai duceam la spovedit, mai alțăpea, dormea. Ne puneam noi întrebări, ăștia tineri acolo eram și noi cu întrebări, ca toți tinerii. Vedeți că tinerii au multe întrebări și noi am avut multe întrebări. Ori e valabilă spovedania, ori nu e mai valabilă. Dacă părintele adorme când eu mă spovedesc, mă mai dezleagă Dumnezeu, nu mă mai dezleagă. Și m-am gândit așa, las că mă duc la părintele Arsenie și îl întreb, acolo la Drăgănescu. Și făcut, când m-a lăsat părintele stare, ne-am dus la părintele, părintele era pe schelă sus. Când am deschis ușa, n-am apucat să-l întreb pe părintele. S-a și întors cu mâna și a zis, e valabil, mă! E valabil! Să te duci cu toată încrederea! Zice, acolo-i Hristos în spatele Lui și vă ascultă spovedania, toate prostiile voastre. Zice, nu părintele, zice, vă desleagă, ci Hristos. Zice, Hristos în bunătatea Lui și în dragostea Lui îl odihnește și voi în răutățile voastre și în păcatele voastre îl obosiți. Vedeți, noi cu patimile și cu păcatele noastre ne obosim preoții noștri și duhovnicii noștri. Uitați-vă că câteodată îi scotem din firea noastră. Sărmanii, gândiți-vă dumneavoastră că ne ducem cu toate răutățile. Unii vin cu crime, unii vin cu păcate mari, grele. De-mi vine să dau patrahirul jos, nici să nu mai spovedesc. Să credeți lucrul acesta. Așa. Da. Un cuvânt frumos mi-a dat părintele. Tot atunci, eu nu eram preot, eram de abia începător atunci în mănăstire. Și mi s-a adresat ca la un preot. Mă tot gândeam, ce tot îmi zice părintele ca la un preot? Dar nu, doar părintele nu știe că doar eu nu sunt preot. Știi? Eram copil, fiu, de 19 ani. Ce tot îmi zice ca la un preot, că eu de fapt nu sunt preot. Părintele zicea așa, mă, cel care vine, avea cuvântul ăsta, mă, știți de ce zicea cuvântul, mă, te ridica la rangul lui, te făcea egal cu el. Și lui Dumnezeu îi zice, tu, Doamne, ție, Doamne, te ridice sus. Niciodată nu credeți dacă preotul vă zice, mă, sau tu, te ridică sus la rangul lui. Cel mai mare rang care e pe fața Pământului e rangul preoției și al arhieriei, să știți lucrul acesta. Și când, chiar dacă s-ar adresa cu mă și cu tu și tătine tânăr, n-ar nimic, poți să fii cât de bătrân, că harul preoției e mai bătrân ca tine. Și e mai mare și mai puternic. Și părintele îmi zicea așa, mă, zice, când vine cineva la tine să se spovedească și să pune în genunchi, că tu ești preotul, tu ești cu păcatele alea. Și cel care dezleagă deasupra e Hristos. Auzi ce frumos. Doamne, și-a înțelut multe lucruri ăsta. Să știți că mă tot gândeam lor și tot cum spunea părintele. De multe ori mi s-a adresat așa și ca la un preot. Și tot mă gândeam ce tot îmi spune părintele. Eu nu eram preot. Eram și eu un începător acolo în mănăstire. Avea dar înainte vederea asta să vedeți. Că de fapt asta scot în evidență acum, când părintele s-a adresat corect. Nici nu trebuia să-l întrebi. Multe lucruri nu l-am întrebat. Sau multe lucruri îi le-am adresat numai în minte să credeți lucrurile astea. Sau nici n-am apucat să îi le spun. Pentru că părintele vedea și știa lucrurile astea și deja mi și lămurea. Sau, hai să vă mai spui una care, ca să vedeți că părintele vedea clar, corect. Lucram la atelierul de icoane pe sticlă. Și l-aveam pe părintele Timotei, care n-auza bine. Avea aparat în urechi, era surd. Și de câte ori vorbeam cu dânsul, părintele tot făcea ha! Și punea mâna la ureche, că n-auza. Și noi am zis că vine părintele ha! Știi? Râdeam, eram copii tineri. Vedeți dumneavoastră, și nu nepricepuți. Și ne-am dus la părintele, ce știi tu cu tulburări de ale noastre, din mănăstire? Ce știi tu când ne adresam părintele acolo, odată i-am zis ceva acolo, dar încet, așa. Părintele mă pune mâna la ureche, ceva, ha? Mă,
Doamne, făcut cu mâna. Să stați cu minți, că nici voi nu știți ce ajungeți. Deci, nu trebuia să-i zicem. Ciu era în cameră acolo cu noi. Deci avea darul înainte de el, știa lucrurile astea. Da, și părintele Beniamin, părintele Stareț, de câte ori tădea de un năcar sau ceva, întotdeauna ne încuraja, duceți-vă la părintele. Duceți-vă că dânsul vă ridică din starea voastră și să roagă și vă dă putere, vă dă îndrumarea care trebuie să o aveți ca să puteți rezista în mănăstire. Sigur că sunt multe ispite și într-o mănăstire, că sunt multe ispite în familie, multe ispite la servici, nu? Multe ispite, pe urmă, pe drum, pe unde umblăm, să vezi numai câte ispite. Ia pune, numai atâta să vă puneți în minte, astăzi vreau să fiu bun cu toată lumea, să vezi că în ziua aia vei fi cel mai rău. Și vă spui de ce. Ca să vezi că fără Dumnezeu nu poți să faci nimic. Atunci omul își dă seama că fără rugăciune multă și fără ajutorul lui Dumnezeu nu vei putea să faci lucrurile acestea. Ei, sfinți au trăit pe pielea lor, în viața lor, toate lucrurile ce vă spun eu acum și tocmai de aceea ei n-au judecat niciodată pe nimeni. Totdeauna s-au judecat pe ei și s-au văzut vinovați. Așa ne și îndeamnă Sfinții Părinți. Zice, față de tine să fii cu inimă de judecător, iar față de aproapele cu inimă de mamă. Ăsta e creștinul ortodox, trăitor adevărat, să fii bun, că nu mai trebuie să mai spui alte cuvinte. Ești bun și gata. În moment când omul e bun, în acel moment omul nici nu trebuie să mai dea alte explicații. Și un om când e milostiv, de exemplu, uite, milostenia, păi nu mai trebuie să-i dai nu știu câte explicații, că tu începi să faci tot milostenie, nu-i așa? Trăiești milostenia, ai milă în mintea ta, în inima ta. Și nu numai atâta, n-ajunge să ai milă, trebuie să faci milă. Uitați-vă că în Scriptură, care din cei trei au făcut bine? Cel care a făcut milă cu el. Deci trebuie să faci milă cu el. Așa. Și atunci, dacă vă dă Dumnezeu puterea asta, să ai rugăciunea, să ai post, să ai metanile, să ai închinăciunile, atunci aveți cu câtă trudă și osteneală să câștigă bunătatea. Și pentru că părintele m-a chemat aici, acum vreau să vă zic și cum să vă duceți la biserică. Cei care sunteți aici în apropiere, să nu vă duceți cu mâna goală niciodată, că veți greși. La biserică totdeauna să vă duceți cu mâna plină, cu o lumânare, cu o prescură, cu un vin, cu un pomelnic. Totdeauna duce-vă acolo la Părintele. Nu că are nevoie Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de nimic de la tine. Nici de la mine, nici de la altul. Ai tu nevoie de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu face milă cu cel care nu a făcut el milă. Dumnezeu, să țineți minte lucrurile. Așteaptă de la tine să faci tu. Trebuie să te miști tu din trăirea ta. Și atunci când tu faci milă și faci tot ce trebuie, cea mai mare milă, cea mai mare faptă care poți să o faci, să țineți minte, e să te duci la liturghie. Asta e mila cea mai, sau fapta cea mai mare, milostenia cea mai mare. Adică să te duci pe tine, trupul tău și sufletul tău, acolo unde Domnul Hristos face mila cea mai mare. Vine și se jertfește pentru tine. Deci asta e mila cea mai mare. Pe urmă, tu câte ceva, că dacă ai, zice, căruia i s-o dat mult, mult îi cere Dumnezeu. Căruia i-o dat puțin, puțin îi cere. Dar dacă ți-o dat mult, du-te și dă mult. Că îți va da, ține minte, vei fi ca un izvor. Ca un izvor care tot curge, tot timpul vei avea și vei da și vei fi un om bun. Și milostiv. O baltă care băltește și nu mai dă nimic, împuțește apa, se umple de vierme și nu face nimic. Deci la biserică, du-te cu darul tău, du-te, du darul tău și scrie acolo, duce Domnul Hristos la altar și te îmbacă cu cei care te-ai certat cu ei. Sau te-ai dușmănit. Deci neapărat trebuie să te împaci ca să primească Dumnezeu darul tău. Și vei primi răsplată, că tu duci o prescură,
duci o lumânare, duci un pomernic și Dumnezeu îți dă bunătate, îți dă dragoste, îți dă iertare, îți dă sfințenie. Vază harul peste tine. Adică tu duci lucruri pământești și El îți dă lucruri cerești sau duhovnicești care nu se termină niciodată. Ele nu le mai termin. Devii ca și un izvor. Da. Părintele Arsenie zicea, mă, zice să nu mai tulburați apa vieții voastre. Apa, mă? Să știți că fiecare om are viața lui ca un izvor. Așa e viața omului pe pământ, ca un izvor. Și nu vă mai tulburați apa vieții voastre. Deci iei un lemn din ăsta și îl dai pe fundul la... Și pe urmă încep să bei de acolo, că e plin de noroi, de mâl, că totul bei până la urmă. Ia și bea apa așa cum mâna. După pleacă-te numai jos și bea apă frumos de acolo și du-te mai departe. Vedeți? Noi, de câte ori vei judeca sau vei critica pe cineva, sau de câte ori vei ține minte răul asupra cuiva, vei tulbura apa vieții tale. Și atunci vei bea apă din aia, murdară, bei. Așa. Lasă așa să curgă viața cum o dă Dumnezeu și bea de acolo din apa vieții tale, așa, și te vei putea mântui. Ca să nu vă mai țin mult, mă gândesc că poate că veți spune și întrebări. Eu cam mă opresc aici să nu abuzăm de răbdarea și de dragostea dumneavoastră. Dacă aveți cumva întrebări, aștept întrebările dumneavoastră. Avem fetele voluntare aici, în partea dreaptă, ele au pixuri, au foi și cei care doriți să-i adresați părintelui diferite întrebări, puteți să le scrieți sau, dacă nu, vă puteți ridica de pe scaun și adresați întrebările, cum doriți dumneavoastră. Ca să nu vă fiți, că dacă te luptă ceva în minte și în inimă, ai o întrebare și aia te frământă în interiorul tău. Și poate că îmi dă Dumnezeu înțelepciune și nu știu dacă te-ai lămuri, dar măcar nu te mai lasă în îndoiala aia care o ai în mintea și în inima ta. Da, să puneți întrebări, orice întrebări aveți, pentru că o să vă ajute în viață. Eu am primit multe, multe întrebări pe unde am fost și am vorbit și mă gândesc că i-am ajutat pe cei care aveau îndoială, în credință, că sunt destui care au și îndoială în credința noastră. Și vedem de unde vine îndoiala sau de unde vine întrebarea. Că orice întrebare are deja jumătate din răspuns. Să știți că jumătate din răspuns e chiar întrebarea care o pui. Ea are ceva, vedeți? Și atunci puneți-o cu toată încrederea că eu vă ascult cu mult drag. Da. Vă ascult cu drag. Ne-am spovedit odată. Trebuie să repetăm la fiecare spovedanie sau dacă odată l-am spus, este iertat? Nu. Deci dacă te-ai spovedit odată păcatul, ca asta a întrebat doamna, nu mai trebuie spovedit. Numai dacă l-ai repetat. Am înțeles. Și am să mai întreb ceva. Un post, dacă din greșeală, cum noi gătim, gustăm și carne, chiar dacă nu eu sunt atât de avornică, este păcatul definitiv sau dacă din greșeală și nu din plăcere, nu putem să postim în continuare în acea zi? Acum sunt unii care sunt bucătari și care trebuie să guste toate mâncărurile și pe urmă ține postul, să știți că e socotit post. Deci important este să nu faci o plăcere din asta. Sigur că da. Și problema e mintea, vedeți? Mintea să fie sănătoasă, că până la urmă, chiar dacă am gustat acolo, nu, eu nu m-am spurcat. Și vă spui de ce nu te-ai spurcat, pentru că n-ai făcut rău nici ție, nici celuilalt. Faci un bine și ție și la celălalt care vine. Vedeți?
noi întotdeauna prin post și prin rugăciune să te ajuți pe tine și pe urmă să-l ajuți și pe celălalt. Da. Trebuie să fim la îndemână unii celorlalți. Noi, poporul ăsta, dacă nu o să stăm la îndemână unii pentru ceilalți, nu știu dacă se mai ridică poporul ăsta. Dar dacă vom sta la îndemână și ne vom ajuta, știi, cum zice acolo la Scriptură, cei tari purtați slăbiciunile celor neputincioși. Vedeți? Dacă e un om paralizat, apoi ajută-l, Doamne. Nu? Dacă e un om în cărucior, să punem mâna, să-l ridicăm. Noi, na, uite, n-avem acolo pentru cei cu cărucioare. Și foarte mulți care au venit cu cărucioarele, părinte, mănăstirile n-au fost pregătite pentru așa ceva. N-au fost pregătite pentru, da? În schimb, găsesc oameni, dragii mei, îi ridică și îi ia și îi duce, nici să nu își mai pună întrebările. Când le-am zis, zic, gândiți-vă numai dumneavoastră, nici să nu vă mai puneți întrebările astea, că imediat când te vede cineva, imediat vine și te și ia și te-a pus acolo, da? Nu vedeți că dacă te duci cu îndoială la biserică, cu îndoială ești de acolo, dacă te duci cu, ești tare în credință, ori te vindești pe loc, ori face Dumnezeu minunea, poate Dumnezeu să-și facă lucrarea, numai să avem credința asta, vedeți? Da, sigur că da. Uitați-vă, foarte mulți bolnavi care vin la mănăstire și știți ce cer prima dată? Bani. Și-am zis, creșit. Zic, eu m-am crezut că vrei să te faci sănătos. Vedeți? Primul lucru care ar trebui să-l ceară un om bolnav, sănătate, nu-i așa? Să mă vindec. Și dacă ceri pe urmă, dacă te-ai vindecat, știi, îți dă Dumnezeu de toate. Undeva zice că s-a întâmplat prin Franța, că erau doi orbi și au auzit că vânjoleală pe acolo, pe drum, pe acolo, ce se întâmplă, ce se întâmplă, zice, trece moștele unui sfânt pe aici. Zice, și îi vindică pe toți care sunt bolnavi. Și aia doi ori, zice, hai mă să fugim de aici, că dacă ne vindecăm, nu ne mai dă nimeni nimic. Păi, vedeți. Da. Adică chiar să fugi, că te vindeci, vedeți? Să-ți paie rău, că te faci sănătos, vedeți? Trebuie să te gândești și la lucrul ăsta. Primul lucru, un om bolnav, să-l ceară, să se vindece. Și pe urmă, vedeți, Solomon a cerut înțelepciune și i-a dat Dumnezeu și bogăție și de toate. Trebuie să știi ce să-i ceri lui Dumnezeu, că El îți dă mult mai mult decât ceri. Da. Dar dacă suntem lacom sau viclen sau nu știu ce, nu știu dacă nu mai dă. Asta nu mai știu, că fiecare va vedea dacă primește sau nu. Cred că Dumnezeu nu se uită chiar la toate neputințele oamenilor. Da. Dacă avem întrebări, mai avem, nu a apărut nicio întrebare. Hai, uite că... Hai, de ce mai în față? Da, doamna. Cu hârtie și cu pixuri. Da, mai dați la oameni acolo ca să putem vorbi. Pune întrebarea și... Cum o pot ajuta pe mama mea bolnavă? Cu post și cu rugăciune. Cu postul și cu rugăciune să aruncă bolile, duhurile necurate. Vezi? Și cu dragostea ta care o ai, da, asupra mamei, pentru că și mama ta are dragoste asupra ta și tu să ai dragoste asupra mamei. Da, numai că trebuie să faci ceva. Vezi, mama, cât s-o trudit până te-a făcut mare, ea numai atâta să te trudești și tu pentru mama, să postești și să te rogi. Și eu sunt sigur că dacă tu te apuci de post și de rugăciune și să facem fiecare zi paraclisul mai ce Domnul sau acatistul Domnului Hristos, nu-i așa? Pomernic la biserică, să duci prescur acolo, mama mea bolnavă, fă-o Doamne sănătoasă. Și atunci tu ești în rugăciune, biserica e în rugăciune și te ascultă Domnul Hristos să-ți vede dragostea ta și îți vede durerea și suferința din inimă. La spovedanie, dacă uităm un păcat, cum poate să ni se ierte păcatul? Dacă l-ai uitat, nu te vor judeca Dumnezeu pentru ce ai uitat. Dar pentru ce vrei să-l ții și să nu-l spui, te va judeca.
Acolo să fii atent. Când dacă ai uitat, uitate să-ți fie păcatele, zic eu. Știi? Dacă l-ai uitat, să uite Dumnezeu toate relele care le-ai făcut-o. Să uiți și tu pe cei care îți greșesc ție. Dacă tu vei uita pe toți care au greșit față de tine, și Dumnezeu va uita toate păcatele tale. Și să știi că nu te va judeca pentru el, dar pentru cele care știi și nu vrei să le spui, acolo e grav. Acolo, de acolo e viermele ce ne-au adormit și de acolo vine suferința în lumea asta. Când omul crede, așa crede el, că Dumnezeu nu știe. Sau mă duc la părintele că părintele nu știe. Da, părintele nu știe, dar știe Hristos, așa cum am spus că părintele Arsenie zicea că în spatele lui stă Hristos și aude acolo și vede inima ta. Dar preoții, și noi preoții din lumea de astăzi, suntem făcători de minuni cu voi împreună. Avem rugăciunea noastră și harul preoțesc și avem sinceritatea voastră față de noi. Și atunci când ai sinceritate față de preotul la care te duci, acolo să faci minunea. Sinceritatea cu spovedania curată și atunci să te sleagă toate păcatele tale și vine harul Duhului Sfânt. Dacă ții posturile de peste an și mergi la biserică, poți să fii un om rău și fără suflet? Acum, sigur că unii mai sunt, că îi vedeți, că de asta și puneți întrebarea asta. Că auzeți numai. Noi cântăm o cântare la Maica Domnului, zicem așa, iartă-ne că suntem răi, dar suntem copiii tăi. Știți? Și Mântuitorul zice acolo în Evanghelie, dacă voi răi fiind, știți să faceți daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri. Știi, când este acolo la un moment dat undeva un judecător nedrept, care veneau văduvă și de mulți ani tot îi spunea fă-mi dreptate, fă-mi dreptate. Și judecătorul se chema judecătorul nedreptății. Și zice, pentru că văduva mă năcăjește, vine mereu la mine, îi voi face dreptate. Și zice Domnul Hristos, auziți ce spune judecătorul nedreptății. Oare Dumnezeu care aude toate durerile și suferințele oamenilor, credincioșilor lui, nu va face dreptate aleșilor săi? Ba da, ba da. Și tocmai de asta ne și lasă să insistăm în rugăciune, în post, în toate, ca să fim credincioși cu adevărat, nu prefăcuți. Părintele Arsenie avea o vorbă foarte frumoasă, zicea, Dumnezeu nu lucră cu oamenii falși sau cu falși trăitori. Da, să fiți credincioși adevărați, nu falși. Și atunci lucră Dumnezeu cu harul. Vedeți? Dumnezeu nu-i fals. E corect, e sfânt, e drept. Și așa te vrea și pe tine, în mintea ta, în trăirea ta. Tu vrei să te faci. Noi zicem că suntem creștini ortodoxi. Și bine zicem. Dar trebuie să fim și trăitori ortodoxi. Vedeți? Că e de la creștin ortodox până la trăitor ortodox, ei, cade multă, știi? Eu le mai zic că sunt mulți eterodoxi. Că îl întreb, mă, postești? Nu. Te rogi? Nu. Mergi la biserică? Nu. Știi? Zic, cum vrei să te ajute Dumnezeu fără Dumnezeu? Vezi? Cum vrei să iei examenul fără să te prezinți la examen? Cum vrei să te vindece doctorul dacă nu te duci la spital? Să-ți fac analizele și așa. N-ai cum, nu. Sunt numai amăgele în mintea noastră, știi? A venit cineva de la Sighișoara, de acolo, care era de o altă credință, știi? Și a zis că lui nu-i trebuie preot. Că el se spovedește direct la Dumnezeu. Și eu îl întreb, dar te-ai spovedit vreodată? Ce m-am spovedit, hai că te cred. Să vedeți, mă. Și zic, te-au ascultat? M-au ascultat, părinte. Și asta te cred. Dar te-au dezlegat? M-au dezlegat. Cum au zis când te-au dezlegat? Păi nu au zis nimic, acolo te-au înșalat dracu. Ați văzut?
ca să vedeți unde sunt în șur, vedeți până merge, vedeți până unde merge. Adică, te-a ascultat, vezi că te ascultă Dumnezeu, da? Când te zici, dacă zice, cine vă ascultă pe voi? Așa au zis către apostol, pe mine mă ascultă, cine să le apădă de voi, de mine să ne apădă. Deci fără harul Duhului Sfânt, fără harul preoției de a lega și a dezlega, nu te dezleagă nimeni de păcate. Ascultați-mă ce vă spun eu și nu-i glasul unui om, nu-i glasul cuiva de pe fața pământului, e glasul lui Hristos, e glasul lui Dumnezeu. Și nimeni nu-l poate completa, eu pe cine să cred? Păi îl cred pe Hristos care a zis, cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Cine să leapădă de voi, de mine să leapădă. Atunci mă duc să mă dezlege. Părintele Arsenie zicea așa, auzi-mă că noi, și noi preoți avem patim și păcate pe noi. Și părintele, auzi ce frumos, zice, dacă aș vedea un preot beat, ține minte. Și l-aș vedea că n-ar fi în stare de nimic. Deci l-aș ridica, l-aș lua, l-aș duce la casa lui, i-aș pune patrahirul în gât, m-aș băga sub patrahirul lui, m-aș spovedi și m-ar dezleca Dumnezeu de păcate. Auzi, și om sfânt era părintele Arsenie, vedeți? Să țineți minte lucrul ăsta. Adică harul lui Dumnezeu nu-i lea nimeni. Nu-i lea nici păcatele lui, nici răutățile lui, nu. Ei, când ne-am duce înaintea lui Dumnezeu, fiecare va răspunde pentru păcatele lui. Este? Dar nu m-a pus nimeni a judecător. Nimeni nu m-a pus judecător. Și asta ne tot oprea părintele, mă, să nu judecați pe nimeni cât trăiți pe lumea asta. Din judecata voastră nu se va mântui nimeni. Ci tu nu te-ai răstignit pentru nimeni. De-aia nu... Să nu judeci, că nu te-ai răstignit pentru nimeni și n-ai devenit mântuitor pentru nimeni. Lăsați-i judecata lui Hristos, că din judecata lui se mântuie un glob întreg, o lume întreagă, pentru că El te judecă cu milă, pe cruce, acolo s-a răstignit din milă și cu dreptate. Și zice, dreptate e că vrea să te mântuiască. Vedeți? Și-a dat viața pentru noi din milă, din dragoste față de noi și din judecata Lui vrea să mântuiască neamul omenesc. De asta trebuie să-i lăsăm judecata lui Hristos. Vedeți cât de grea, cât de greu e să judești pe cineva, să ai patima asta. Eu m-am dus odată la părintele și i-am zis, părinte, îmi vine să judec. Nu, mai judecam, că vedeam pe ăla, văd pe ăla, vedem multe și mintea lucră, Doamne. Și lucră cum nu trebuie și îți vine să judeci pe nedrept, știi? Și am zis, părinte, îmi vine să judec ce să fac. Și am zis, părintele, judecă-mă, că doar tu ești Dumnezeu. Așa m-am spăriat, așa de tare s-a uitat, așa de-o trecut prin mine. Judecă-mă, că doar tu ești Dumnezeu. Și am zis, în mintea mea, nu eu sunt Dumnezeu, Doamne, nu mă mai lăsați să judec pe nimeni. Dă-mi putere să... Îi iubesc, că când îl iubești pe un om, nu-l mai judeci. Da. Și atunci, întotdeauna, ne vedem noi, și eu mă văd cu păcatele alea, cu răutățele alea, și întotdeauna îți pui în minte ce-i face, ce-aș face eu să fiu în locul ăla. Păi aș păsui, m-aș ruga, aș face lucrul ăsta, nu l-aș mai judeca și l-aș compătimi și m-aș ruga și aș plânge și pentru el ca și pentru mine. Este? Că orice om care se mântuiește de pe fața pământului mă ridică și pe mine și orice om care se osândește de pe fața pământului mă trage în jos și pe mine. Da, mă ascultăm. Dacă ții un post, te poți schimba și dacă te vorbește de rău cineva, te bârfește de rău cineva, te poți schimba? Păi da, să știi că dacă ții post, poți să te faci și rău și bun. Tu alegi în mintea ta voința liberă, se cheamă, care o are fiecare om. Da. Zice undeva acolo, prorocul Ezechiel, puteți să postiți până vi se schimbă gâtul. Dacă nu scoateți răutățile din mintea și din inima voastră. Deci ăsta e rostul postului, să te facă mai bun. Cum? Să țineți minte, vedeți că vă duceți la doctor și doctorul dă regimuri, nu-i post. Regimul doctorului bun ca să te faci bine trupește, să alungi boala aia din tine. Pe când postul te face
sănătos și trupește și sufletește. Ăsta e rostul postului. Să te facă sănătos și cu trupul și cu sufletul și cu mintea. Să nu uitați lucrurile acestea. Deci un post te face bun. Dacă tu vrei să te faci bun, te face bun. Acum eu vă pot da un exemplu, că eram la Sighișoara acum cu câțiva ani în urmă, începea postul Paștelui. A venit o femeie bolnavă, năcăjită. Și a zis, părinte, ce să mă fac? Uite cât de bolnavă, cum să mă vindec? Și eu eram cu mâna ruptă, că am și eu mână ruptă aici, în 7 bucăți. Și i-am zis, tu ce fac, eu fă și tu. Altceva să nu faci. Adică metanii. În biserică făceam metanii. Și făceam închinăciuni acolo la Domnul Hristos. Și se uită femeia și cum era bolnavă, o, cât de bolnavă, nu îi putea niciodată. Zic, nu poți, du-te cu boala, că e mai ușoară. Dacă boala e mai ușoară decât metanile, s-a dus și-a zis femeia, vai ce aspru mi-o vorbi părintele. A stat acasă și s-a gândit, ce mi-a zis rău părintele? Dar nu a zis nimic rău, decât numai să fac metanie. Și a început, în prima zi de post a făcut o metanie, a doua zi de post a făcut două metanii, a treia zi trei metanii și până s-a terminat postul, făcea peste 40 de metanii. A început și făcea metanii și putea să facă metanile. Și a venit la mine, a zis, părinte, stareț, uite-te la mine că m-am făcut sănătoasă, zic, vezi? Dacă nu m-ai ascultat. Ce părinte, nu numai că m-am făcut sănătoasă, mi-au sărit gărgăunii din cap. Ce era gărgăunii din cap, ca să înțelegeți? Avea în minte că nu se mai poate face sănătoasă. Aia erau gărgăunii. Adică eu nu pot. Deci nu pot, că dacă nu vrei să faci, nu poți. Și iată că femeia s-a pus și a făcut, că dacă și eu eram cu mâna ruptă și făceam greu metanile, nu? Tu, ce fac eu, fă și tu. Că și eu vreau să mă vindec, ca și tine, și eu eram bolnav. Și ne-am făcut amândoi sănătoși. Și părintele stareț s-a făcut sănătos și femeia. Vedeți, prin post și prin rugăciune. Și sigur că ne putem face bun. Postul te face bun, pentru că pe Maica Domnului postul a făcut-o mama noastră a tuturor. Postul, rugăciunea, smerenia, dragostea. Vedeți, abținerea de la păcate, te fac bine, te fac sănătos și trupește și sufletește. Dacă se ajunge la biserică numai la Sfânta Liturghie și nu la utrenie, este păcat mare? Da, ca și cum ajungi la examen, știi? Pe la jumătatea examenului. Ia gândește-te că vrei să te duci să iei un examen. Orice rugăciune e un examen. Cred că am mai spus în seara asta, da. Deci trebuie să dăm examen. Și tu asta trebuie să te gândești. Eu vreau să mă duc astăzi să iau examenul. Dacă te prezinți când dă hârtia și când îți dă pixul, iei examenul, pentru că scrii tot ce trebuie la examenul ăla și îl iei. Dacă ajungi la jumătate, până la urmă, mila lui Dumnezeu e mare. Dacă ai copii mulți, Dumnezeu îți vede durerea. Pe urmă, dacă ești bolnav și vede că nu poți, iar îți vede neputința. Dacă ești bătrân și mergi mai greu, Dumnezeu vede lucrurile astea. Nu e absurd Dumnezeu și nici preotul tău, nici duhovnicul tău știe neputința ta. Și vede, îți vede neputința și atunci vei primi plată ca și celălalt, pentru că nu pune Dumnezeu două poveri niciodată pe om, numai una singură. Ai neputința aia sau boala aia sau năcazul ăla, dar dacă ai lenea, păi fă-te harnic atunci. Este? Fă-te silitor, zice, cei harnici și silitori pun mâna pe împărăția lui Dumnezeu. Și atunci duceți-vă să puneți mâna pe Împărăția lui Dumnezeu. Apropo, cu Împărăția lui Dumnezeu, nu vedeți că toate credințele așteaptă să vie Împărăția lui Dumnezeu, pe când noi ortodoxi trăim deja în Împărăția lui Dumnezeu. Nu? Cum zice preotul când dă binecuvântare la Sfânta Liturghie? Binecuvântată este Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, nu? Adică noi deja suntem în Împărăția lui Dumnezeu. Acolo cântăm Sfinte Dumnezeule, nimeni nu mai cântă lucrul ăsta decât noi și îngerii din ceruri.
Acolo cântăm noi care pe heruvim, cu taină închipuim, la Sfânta Liturghie, deci, așa, și acolo mai cântăm, știi, Sfânt, 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 Domnul Savaot, sau cântarea de biruință, că așa zice preotul. Cântarea de biruință, cântând, strigând glas, înălțând și grăind. Cine mai cântă vreo cântare de biruință undeva? Nimeni, nicăieri. Decât la Sfânta Liturghie, unde e împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Da, Dumnezeu îți dă ce ceri doar atunci când ești pregătit și poți să duci această cerere până la capăt? Să știți că înainte de a cere lui Dumnezeu, vedeți, noi suntem slabi. Nu mă știm să cerem. Știți cine cere? Cerșitorii. Da. Cerșitorii cer. Ceilalți care-s cu mine, știți câte rugăciuni? Avem mai multe rugăciuni în biserică. Prima rugăciune e de laudă. Vezi? Îl lăudăm pe Dumnezeu. Prima dată laudă-L pe Dumnezeu. Nu? Așa, pe urmă mulțumește-i. Pe urmă facem rugăciunea de mulțumire, nu? Și pe urmă rugăciunea de cerere. Vedeți? Asta e ultima. Ar trebui ultima să fie rugăciunea de cerere. În rugăciunile cele vechi, zice, cerșând, chiar ce trebuie să cerșând de la Dumnezeu. El așteaptă lucrul ăsta, să fim chiar ca și niște cerșători. Adică de ce? Să insiști mult. Că în momentul când insiști mult, se întărește credința și trăirea. Orice om care insistă în ceea ce vrea, uitați-vă și în tratamentul care ți-l dă, tot mereu zic, cu doctorii, că am umblat și eu pe la doctor. Dacă insiști în tratamentul ăla, te poate face bine, sănătos, pentru totdeauna. Dacă dai tratamentul deoparte, te poți îmbolnăvi pentru totdeauna. Dar să fiți atenți. Dacă un om îți greșește de multe ori, îl poți ierta după toate câte ți-a făcut? Sigur că da. Păi cerem în Tatăl nostru, nu? Iartă-ne nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Da, mântuirea aparține de tine. Cum știi tu să ierți? Cum știi tu să te pregătești să-L primești cu toate greșalele? Uitați-vă în căsătorie, de exemplu. Nu? Soțul trebuie să ierte pe soție orice ar face și atunci îi face și liniște în casă. Nu? Invers, soția pe soț să ierte, Domnule, dar altfel nu merge, Domnule. Au venit doi la mine odată, doi tineri, așa, căsătoriți nu de mult. Și-au zis, părinte, ne certăm toată ziua. Zic, bine că aveți timp. Zic, eu nu știu când mai aveți timp, că dacă v-ați face rugăciunile și rânduielile, n-ați mai avea timp. Da. Știi? Și m-am uitat așa la ei și bărbatul era mai mutalan, așa, că nu prea vorbea el mult. I-am zis, uite, tu să vorbești toată ziua și i-am zis la femeie să-ți ia gheazmă în gură. După o săptămână să vie la mine. Și vine după o săptămână la mine. Cum îi? Părinte, e raiul la noi în casă, ai văzut? Dacă ne rugăm, că el nu vorbea, că v-am spus, că cea din gură era liniște acolo, frumos, se rugau amândoi. Nu le-am dat la amândoi, vedeți? Nu le-am dat aceeași rânduială, pentru că trebuie să te uiți la fiecare cam ce îi se potrivește, știi? Femeia asta cu aghiazmă în gură și bărbatul îmi zis, du-te și vorbește toată ziua. Eu nu vorbea, că îi plăcea mai mult să tapă, să asculte. Și atunci, dragii mei, adică în toate lucrurile astea, noi învățăm unul de la celălalt, vedeți? Da, să ne ajutăm unul pe celălalt, în rugăciune, în răbdare. Vedeți? Și chiar să ne și compătimim, dragii mei. Chiar să stai să și te apuce plânsul, știi? Îl vezi că uite sărac, uite cum îl chinuie, știi? Că sunt destui care îi chinuie vorba, deșartă și nu câștigi. Te îmbrăștie, așa se cheamă. Adică se îmbrăștie toată ziua, nu se adună, nu se roagă. Că sărmanul își pierde sufletul. Da. Mai ascult. Dacă iubești ceea ce nu trebuie, iubești? Păi, vezi. Păi, acum mă gândesc și eu ce iubești, că dacă iubești păcatul, dar dacă iubești desfrânarea,
Vedeți? Dar dacă iubești hoția, dar dacă iubești viclenia, depinde ce iubești, vezi ce nu trebuie. Trebuie să ne gândim și acolo, dacă iubești ce trebuie. Adică întotdeauna, gândiți-vă dumneavoastră, noi putem înainta către Dumnezeu cu două aripi. Aripa dreaptă și aripa stângă. Aripa dreaptă se cheamă voința lui Dumnezeu și aripa stângă e voința ta. Când voința ta o faci voința lui Dumnezeu, atunci vei putea să zbori. Altfel nu. Altfel te vei învârti tot așa pe loc. Vei da voința lui Dumnezeu, o vei avea. Dar așa dai pe loc. Nu înaintezi deloc. Vedeți? Sau ești cu o barcă, de exemplu. Ai o barcă și pe una scrie fapte bune și pe aia altă credință. Nu, ai credință. Uitați-vă că mulți se laudă că au credință. Și eu le zic și dracii au credință. Mai tare decât voi. Pentru că ei tremură înaintea lui Dumnezeu, să știți lucrul acesta. El a văzut și el știe de unde a căzut. Are credință mult mai tare decât noi. Să știți că dracii au credință mai mult ca multă lume. Numai n-au trăire, n-au fapte bune, vedeți? Nu-i mai trăirea, vedeți? Și aici, gata. Și atunci, ia dă cu credința, cu barca aia, cu lopățăca aia, și să vezi cum te învârți cu barca aia tot pe loc. Dă-i cu credința. Dă-i invers, numai cu fapte bune, că sunt mulți atei care zic că n-au credință și nu cred în Dumnezeu. Și fac fapte bune și foarte bine că le fac, dar se învârt tot pe loc. Tot pe locul acela se vor învârti. Și atunci dă și cu credință, și cu faptele bune, și să vezi că te duci unde vrei. Sau dă cu aripa, și cu voința lui Dumnezeu, și cu voința ta. Voința ta să se facă voința lui Dumnezeu. Și atunci să vezi că zbori unde vrei, în toată împărăția lui Dumnezeu, sau și cu barca aia te duci pe lac unde vrei tu. Da. Noi cântăm acolo la biserică, Marea Vieții, acolo la mormântare. Vedeți că mereu cântă preoți acolo, Marea Vieții, văzându-o, tulburându-se de viforul ispitelor. Asta e Marea Vieții, unde vedem atâtea tulburări și atâtea năcază. Și atunci, Părintele Arsenie avea o vorbă bună. Zice, mă, cine te laudă nu-ți dă nimic. Cine te hulește nu-ți ia nimic. Tu ținte de rânduială așa bună, că de fapt nu hula sau lauda te duce pe tine să fii mai bun sau mai rău. Trăirea din tine te ajută mult. Nu-i așa? Postul, rugăciunile, rânduielile, mersul la biserică și uite așa, știți? Da. Să nu uitați lucrurile acestea, că acolo prin biserică ne mântuim. Uitați-vă că se luptă și prin televiziune și peste tot. Ar fi în stare, dragii mei, să-L scoată pe Hristos din biserică. Uitați-vă, că e o luptă cu, știți cum? Nu? Când au apărut tulburările astea acum, au apărut o grămadă de tulburări acum, va cu episcopul, va cu preotul cu tare, va cu nu știu cine. Și mă sună, doamnele, cum am dat eu interviu pe televiziune, mă sună niște doamne de acolo, n-au părinte stareț. Ce mai ziceți? Uite ce-a făcut episcopul ăla. N-au, uite ce-a făcut preotul ăla. Și eu am zis, doamnă dragă, dacă era fratele tău, tot așa ziceai? Păi nu mai ziceam așa, așa că făceai din gură, la copereai. Păi l-acopeream. Dar dacă era mama ta sau tatăl tău? Puh, l-acopeream și mai mult l-ai văzut. Vezi că ești părtinitoare. Acum zic, hai să-ți spui cum gândesc eu, că ar fi din prisma bisericii și din prisma lui Hristos. Vedeți? Și episcopul ăla, și preotul ăla, și zrănile lui Hristos. Și pentru ăla s-o răstigni Hristos. Și pentru păcatele alea, să le ierte. Nu-i așa? Și să-i dea putere, să le poată birui. Da. Și atunci, orice păcat, orice răutate ar fi pe lumea asta, e rana lui Hristos, e durerea Lui, e suferința Lui. Și atunci gândiți-vă numai, zic, uitați-vă că Hristos te iartă, te ajută, te ridică din starea ta. Zic, noi de ce râdem de rănile lui Hristos? Nu râdeți de rănile Lui, că rănile Lui sunt grele, El le duce. Dar tu le duci pe ale tale, nu-i așa? Și dacă ar fi cineva din apropierea ta, sigur că l-ai ierta și sigur că l-ai acoperi, nu-i așa? Întreabă în pateric acolo undeva, zice unul tânăr, îl vede pe unul că dormea la slujbă.
Ce părinte, dacă îl văd pe fratele meu că dorme la slujbă, să dau în el, să-l scol, să roage. Și părintele bătrân zice, dacă îl voi vedea că dorme, îl voi acoperi cu rasa mea și îl voi odihni. Ați văzut? Pentru că e o neputință, dragii mei. Adică sărmanul e obosit, poate îl doare ceva. Nu-i așa? Numai Dumnezeu știe ce durere pe sufletul lui și pe suferința lui. Vedeți? Noi vedem lucrurile astea în exterior, dar Hristos le vede în trupul lui și în trăirea lui, că noi toți suntem trupul tainic al Domnului Hristos. Da? Și El e în suferință și plin de sânge. Da. De ce credeți că încă Părintele Arsenie și așa zis și Sfinții închisorilor din temnițele comuniste încă nu au fost canonizați? Păi simplu. Încă nu porunci Dumnezeu de sus, că nu voi porunciți, nici noi. Acolo e porunca lui Dumnezeu de sus. Vedeți? Aici vedeți gândirea lui Dumnezeu și gândirea omului. Părintele Arsenie, da, avea cuvinte frumoase și înălțătoare, dar și trăitoare. Și de când trăia pe pământ, noi știam că e sfânt și așa. Și știe multă lume. Toți care au umblat la dânsul știe că Părintele e un sfânt. Dar trebuie să poruncească stăpânul de pe tron. Adică Dumnezeu, nu noi oamenii. Știți cum zice acolo Sfântul Sinod când declară că e un sfânt? Părutusa Duhului Sfânt și nouă. Deci prima dată se pară Duhului Sfânt și nouă. Vedeți? Pentru că și arhiereii de acolo au harul Duhului Sfânt. Toate la timpul lor și la vremea lor. Dumnezeu nici nu întârzie, nici nu grăbește. Da, uitați-vă că canonizează biserica sfinți de acum 500 de ani, de acum 400 de ani, de acum 300 de ani. Și încă nu-i nici târziu, nici de vreme. Vedeți? E chiar la timpul când poruncește Dumnezeu. Asta nu înseamnă că ei nu sunt sfinți. Ei sunt sfinți. Să știți, da, în biserica noastră e rânduială asta. Și nu o călcăm noi. Și nu am înființat-o noi. Nici nu avem voie să călcăm peste ea, să trecem peste ea. Noi trebuie să ne rugăm. Noi trebuie să nădăjduim. Vedeți? Avem rugăciune. Și avem nădejde. Și avem încredere. Să știți lucrul ăsta. Și asta ne ajută mult. Asta ne ajută tare mult. Ce gândiți dumneavoastră că dacă părintele se ducea, dacă atâta lume se ducea cât era părintele pe pământ, îi spunea părintele direct. Și ce gândiți că numai părintele Arsenie sunt distrui? Ce credeți că părintele Cleopa nu-i sfânt? Sau părintele Paise, duhovnicul părintele Cleopa nu-i sfânt? Da. Pe urmă, ce credeți că părintele Agaton nu-i sfânt? Și el e sfânt. Sau părintele Iustin, Pârvu, și el e sfânt. Pentru că chiar o pătimit aici, la Iud, povesteam pe mașină că, cum părintele Ioan îmi spunea cineva, Cristi, că e aici, îmi spunea cum părintele Ioan a zis odată la o femeie, era însărcinată, cum că are copilul bolnav. Și doctorul i-a zis că să nu-l nască, că va fi cu probleme. Și părintele Ioan a zis, nu, naște-l, dă-mi-l mie că ți-l cresc eu, fie al meu. Și l-a născut și a fost bun și sănătos. Ei, asta nu înseamnă că toți au puterea cuvântului a părintelui Ioan, pentru că părintele Ioan a purtat lanțurile la mână, la picioare, cătușe. Și spovedea lumea acolo în Împărtășanie și avea Sfânta Împărtășanie acolo, continui spovedea și împărtășea pe oameni. Atât au avut o singură vină că îl mărturisa pe Hristos. Vedeți? Au suferit lanțuri și bătăi și chinuri. Și când mi-aduc aminte că l-am auzit odată pe părintele Ioan, când i-a tras din ăla gardian, din ăla cu patul puștii, când i-a tras una peste cap de-o căzut jos și cum era legat la mâni, o să ridica mâinile și a zis, Fiule,
Auzi ce frumos de zis. Să te ierte Dumnezeu de toate păcatele tale și de păcatul ăsta și-a făcut cruce pe el. Și-a scos strigat ăla, ești preot? Da-s preot, n-am știut. Că erau toți tunși, îmbrăcați în haine bărgate, n-au știut că-i preot. Zice, n-am știut că ești preot. Vedeți? Da. Adică oamenii lui Dumnezeu au suferit și când ai suferit pentru Hristos, ai puterea asta și harul ăsta. Știți cum? Te duci când ai zis cu cuvântul, au crezut că s-a întâmplat și s-a și întâmplat. Asta fac sfinții și mari trăitori. Nu putem noi, că nu poate să se luptă patimile cu mine și să zic, du-te și naște copilul și apoi chinuie-te cu el. Nu pot eu să fac lucrul ăsta. Dar nici nu putem da dezlegare la crimă și la omoruri. Noi nu. Că eu i-am explicat că părinte, m-a întrebat, dar părinte, zice, cum atunci, că uite, unii, știi, biserica totuși ce spune, mă, noi nu trebuie să dăm dezlegări să te osândești. Îți dăm dezlegări, du-te la iad. Că te duci tu și fără dezlegare, nu? Nu dăm dezlegări păcate, că le faci tu și fără dezlegare. Vedeți? Noi nu dăm dezlegări să facem lucruri rele. Rău. Dumnezeu nu binecuvintează la răutate. Îl face omul răutatea, o face și fără să aibă binecuvântare, știi? Adică cade omul, că așa se cheamă. Căderea vine și fără binecuvântare. Dacă repeți același păcat de mai multe ori, cum poți să te cureți și să nu-l mai faci? Dacă păcătuiești și te duci și te spovedești. Și dacă iar ai păcătuit, iar te duci și te spovedești. Ca și haina care se murdărește pe tine. Dacă ai murdărit-o și o ții murdară pe tine, ea până la urmă va mirosa urât și nu va mai sta nimeni lângă tine. Chiar și corpul tău, dacă nu-l speri, după câteva zile, el miroase urât. Așa și sufletul, să țineți minte, dacă nu-l spovediți cu ani și cu zeci de luni, și ce știu eu, multe zile când stau oamenii, nu se spovedesc. Odată la 40 de zile mergeți și spovediți-vă. Că pe urmă duhovnicul vostru va rândui dacă poți să vii mai des sau poți să vii din 40 în 40 de zile. Nu stați nespovediți. Că un om nespovedit e un om care miroase greu. Greu miroase. Ascultați-mă ce vă spun eu. Când mi-a venit un preot acolo la mănăstire și bine, că vine mereu acolo și la un moment dat mi-a zis, părinte, haideți să vă spun ce am pățit eu în parohia mea. I-am 40 și ceva de ani de când sunt în parohie. O femeie, zice, vinea mereu la biserică să spovedea, să împărtășa și o ținut un păcat, domnule, zice, ani de zile, cred că l-o ținut, zeci de ani, nu l-o spovedit. Și-a zis, părinte, când a spovedit păcatul, așa putare urât a făcut, din eu veni să arunc patrahirul jos, să mă duc de acolo, să nu mai dezleg pe nimeni. Vă rog frumos să luați seama la ce vă spun eu acum. Nu țineți păcatele în dumneavoastră acolo, că miroase urât. Un om când moare și are păcate grele, atât de urât miroase la mormântarea lui, de nu poți să stai acolo. Un om care se spovedește, își dezleagă păcatele, ți-e mai mare dragă să stai lângă el și lângă sicriul lui, te gândești că doarme. Știți? Deci păcatele se pot curăți. Nu țineți putoarea aia păcatelor în dumneavoastră acolo, că aia te face și te întunecă și pe urmă nici nu mai gândești bine. Și face mult rău. Face mult rău. Face ție. Trupului tău și sufletului tău. Și atunci ai posibilitatea să te cureți, să dai afară tot ce e rău din tine și să te simți curat, plăcut înaintea lui Dumnezeu. Cum poți să îi eviți pe cei care te judecă? Păi nu te spărea când te judecă cineva, să te bucuri. Că de-abia scap de judecata lui Dumnezeu mai ușor, numai să știți că oamenii judecă fără milă. Un om te judecă fără milă, Dumnezeu te judecă cu milă.
Da. Aici e diferența dintre om și Dumnezeu. Dacă te vor judeca oamenii pe lumea asta, să te bucuri că vei scăpa. Acum, mai ușor înaintea lui Dumnezeu, la înfricoșata judecată, scapi un pic mai ușor atunci. Dacă te judecă pe drept, să te bucuri, să te duci, să te spovedești că ai patim și păcate pe tine. Din cauza patimilor și a păcatelor te mai judecă și cei din prejurul tău. Și să văd răutățile pe tine. Dacă te judecă pe nedrept, să te bucuri mai mult că îți face coroana vieții tale strălucitoare și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Gândiți-vă că mai întâi m-au judecat pe mine, zice Domnul. Adică prima dată noi oamenii l-am judecat pe Hristos și l-am pus pe cruce. Vedeți? Am judecat-o pe Maica Domnului, îi judecăm pe Sfinți, pe mari trăitori. Vedeți că atâta timp cât omul trăiește pe fața Pământului, e imposibil să nu-i găsește o vină. E imposibil să nu. Și atunci ia gândiți-vă că poate vina aia care zici tu nu e adevărat. Și eu atunci totdeauna cam opresc pe oamenii, mă, stai cu minte, că n-ai spus să știi, poate e adevărat, poate nu e adevărat. Dar dacă l-ai judecat pe nedrept, îți vine rândul și al tău. Îți vine rândul să te judece cineva. Și te va judeca ori pe drept, ori pe nedrept. Și dacă tu n-ai judecat pe ăla și te-ai rugat pentru el, când te va judeca cineva, vei putea să rapsi. Și atunci te vei putea ruga și să te duci înainte. Dacă nu, nu vei putea să faci lucrul acesta. Doamne, de la fața ta, unde, Doamne, unde, Doamne, să apuc? N-am la cine, n-am la cine să mă duc. Numai ție, numai ție, Domnul meu, pot să-ți spun necazul greu. Unde să mă duc eu, Doamne, când e sufletul zdrobit și când inima mea varsă, plânsul cel mai chinuit, unde pot să aflu milă? Unde, Doamne, unde, Doamne, să acum? N-am la cine, n-am la cine să mă duc. Numai ție, numai ție, Domnul meu, pot să-ți spun necazul greu. Unde, Doamne, unde, Doamne, să apuc? N-am la cine, n-am la cine să mă duc. Numai ție, numai ție, Domnul meu, pot să-ți spun necazul greu. Așa grăiește Domnul slavei, în glasul Sfintei Liturghii, deși m-am înălțat la ceruri, eu nu vă las, eu nu vă las, orfai copii, deși m-am înălțat la ceruri. Eu nu vă las, eu nu vă las, orfai copii.
copil. În fiecare liturghie eu mă cobor din nou la voi. Deși mi-e coasta mea străpusă, și-mi curge sânge, și-mi curge sângele și roi. Deși mi-e coasta mea străpusă, și-mi curge sânge, și-mi curge sângele și roi. M-am răstignit din nou pe cruce, în umbra Sfântului altar. Primiți-mi sângele și trupul, să nu vin iar, să nu vin iarăși în zadar. Primiți-mi sângele și trupul, să nu vin iar, să nu vin iarăși în zadar. Eu sunt aici dintotdeauna, în Sfântul Altar spre răsărit. Bisericile sfinte-s goale, creștinii mei, creștinii mei s-au rătăcit. Creștinii mei, creștinii mei s-au strătăcit. Veniți copiii mei la mine, eu vreau cu voi să locuiesc, să vă împac și de păcat, și de păcat să vă feresc, să vă împac, voiesc cu Tatăl. Și de păcat, și de păcat să vă feresc. Și din potirul cinei mele eu vreau cu toții să gustați. Veniți copiii mei la mine și pacea mea, și pacea mea să o aflați. Veniți copiii mei la mine și pacea mea, și pacea mea să o aflați. În fiecare fârmiță pe care în taină o primiți, sunt eu întreg toată slava. Și vreau la mine, și vreau la mine să veniți. Sunt eu întreg
slava. Și vreau la mine, și vreau la mine să veni. Sănătate multă. Thank you.
Dar știu că unul de la Deda, Mani Groza, care făcea cămăsuci, serios, s-o dus festa. Vali, Vali, se căsău de aici. Dar să fac poze de lucru. Cum ai dat? Unde stai? Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.